Bună seara, bun găsit telespectatorilor Bucovina TV. Suntem la Realitatea Medicală. Eu sunt Rodica Boca, medic primar medicină de laborator, managerul societății Dorna Medical și am plăcerea să o am în această seară invitată pe doamna dr. Gabriela Frasin, medic primar orelist. Bună seara, bine ați venit în cadrul Bine v-am găsit! emisiunii. Și mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația. Foarte greu v-am prins. Sunteți o persoană foarte ocupată, sunt foarte mulți pacienți și sperăm că în această seară ne dezvăluiți din secretele acestei specialități extrem de frumoase și care aduce mult un plus de sănătate pacienților noștri. Noi ne-am văzut cum foarte mulți ani în urmă, când eu am venit în Vatra Dornei, era prin 1991. 91, Da, da? când am terminat eu facultatea și am început un Deci. stagiu care era obligatoriu pe vremea respectivă, înainte de a merge la circă, deci la un dispensar. Și stagiul ăsta pe care l-am făcut în cadrul spitalului și apoi stagiul în cadrul unui dispensar medical pe care l-am avut eu și dumneavoastră, nouă ne-a prins foarte bine, sper că nu greșesc. Da. Deci noi ne-am văzut cu mulți ani în urmă. Să ne ziceți un pic când ați terminat facultatea, ce specializare, cum v-a determinat să faceți ORL, ce stagiu de medicină generală ați avut, Da. unde vă găsesc pacienții, o scurtă Deci am prezentare. terminat în 1981 la Facultatea de Medicină și Farmacie din Cluj. Am ales Clujul pentru că sora mea deja era profesoră de matematică în Cluj și am zis să fim împreună. Deși am terminat ultima clasă de liceu la Iași, crezând că voi face facultatea la Iași și n-am făcut-o acolo și m-am dus la Cluj. Nu mi-a părut rău pentru că am avut norocul să prind o serie de profesori extraordinar de bine pregătiți, pe care i-am avut și în serie și la grupă. Deci, cea mai mare parte a cunoștințelor mele nu numai datorită muncii mele se datorează, ci și profesorilor excepționali pe care i-am avut în timpul facultății și pe urmă. După terminarea facultății, comedie apreciabilă, am ales Vatra Dornei spre surprinderea comisiei de repartizare, care a spus: luați măcar, doamna doctor, Spitalul Județean Suceava cu nota asta. Deci puteam să iau și Clujul. Am ales Vatra Dornei, că am considerat că părinții mei au făcut sacrificii foarte importante ca să țină două fete în facultate și să le pună pe meseria lor, și am zis că mă întorc înapoi să fiu cu părinții. Nu-mi pare rău că am făcut lucrul ăsta, e foarte frumos să revii acasă. Părinții m-au ajutat în creșterea copiilor, eu i-am ajutat pe ei, deci rădăcinile rămân rădăcini. Da, îmi aduc aminte când erau și copiii mici și părinții care de fapt au întinerit Da, da. cu copiii, cu nepoții. Deci mă lovesc de foarte multe ore acum de părinți care nu pot să îngrijească copiii, că n-au cu cine, și mă simt o fericită că părinții mei m-au ajutat atât de mult în creșterea copiilor. Și asta a fost în favoarea exercitării Da, profesiei în timpul medicale. ăsta, Da. da. Deci ați revenit. Da, am făcut stagiatura 3 ani de zile și în timpul stagiaturii am preferat să fac pediatria 6 luni. Celelalte așa le-am făcut, dar în rest, 2 ani și jumătate am lucrat pe secția de chirurgie. Chirurgie. Am zis că o să fac ginecologie pentru că am vrut o specialitate chirurgicală și ceva care să fie feminin pentru femei. Și la examenul s-a amânat aproape 7 ani. În perioada respectivă se dădea foarte greu examen de specialitate. Deci era pentru telespectatorii care sunt mai tineri, era pe Da, vremea lui Ceaușescu. Ceaușescu, că nu se dădea examen de specialitate. Am avut noroc de un ministru Ciobanu, doctorul Ciobanu, medic reumatolog renumit, care a găsit o soluție cu examenul pe județe. Am zis, dacă va fi pe județe, va fi corect sau nu va fi corect examenul. A fost corect și, deși 11 pe loc pentru specialitatea mea, eu am ales ORL-ul și am făcut foarte bine, pentru că îmbină și specialitatea clinică și specialitatea chirurgicală,
Pentru o femeie activă și cu copii, lucrul ăsta mi s-a părut ca o mănușă. Dar înainte de a fi specialist, ați fost medic de familie. Da, medic de familie am fost 4 ani de zile. Am ales Comuna Panaci după stagiatura de cei 3 ani, pentru că nu s-a dat specializare, dar a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Deci am amintiri de vreme urâtă, de lipsă de mașină de deplasare, de 20 de kilometri, 30 pe zi făcute ca să vezi un copil la domiciliu, pentru că așa erau vremurile, probleme cu gravidele, n-a fost o perioadă ușoară. Dar poate că a fost folositoare pentru mai târziu. Da. Eu am fost și eu pentru jumătate de an medic de familie la Panaci și vedeam parafa dumneavoastră pe toate fișele care ajungeau la mine și, într-adevăr, Panaci este o comună foarte frumoasă, da. Dar pe vremea când și eu am fost medic de familie acolo, asta era prin 1993, nu erau mijloace de transport deloc. Da. Și mi-aduc aminte că veneam pe jos de la Panaci la Șar, de la Șar până la intersecția, da, care venea spre Vatra Dornei. Și eu mergeam până în Dănești pe jos, din Dănești, până în Dănești cu mașina, în Șar, din Dănești pe jos până în Panaci. Și din Panaci te miri unde trebuia. Dar și orice... problema era că Panaciu era centru de comună, da, dar terenul era până, da, în Harghita. Da, teren, 28 de kilometri în lungime. 28 erau în lungime, plus lateralele, câte 4 kilometri pe fiecare pârâu în parte. I-am bătut, nu mai vorbesc de Catrinariu, care părea un izolat omat din gura glodului, coborai în Catrinari, din Catrinari în Păltiniș. Îngrozitor. Da, da. Ca distanță, vreau să zic, nu ca patologie. Da, patologia a fost diversă. Diversă, da. Am avut și asistente bune. Da, le-am prins pregătite, da. Da. Pentru că era foarte multă patologie pediatrică, era mult teren, erau vaccinari și pentru un singur medic, într-adevăr, era foarte mult. Dar vreau să zic, fără modestie, că în timpul meu, acelor 4 ani, Panaciu a luat locul 3 pe județ ca activitate profesională. Asta e foarte bine. Și în perioada respectivă a fost în vizită o delegație de chinezi care au adus-o inclusiv la dispensarul Panaci. Și pentru noi a fost interesant să-i primim acolo. Da, deci, de fapt, omul sfințește locul. Da. Și că și în localitățile mai izolate, deși Panaciu e o comună foarte frumoasă, dar pentru medic, într-adevăr, e o distanță foarte mare să acoperi toată comuna și e mult de mers. Da. Sunt mulți copii, sunt multe gospodării izolate, acum sunt și mai mari probleme, sunt mulți neasigurați, sunt de care trebuie să ai grijă. Eu zic că a fost o perioadă benefică, a fost grea, dar eram tineri. Foarte grea și cu luptă. Și cu avântul tinereții am răzbit. După circa am dat examenul de specializare, am luat repartiții pe orele și am ales Centrul Universitar Cluj. Și am nimerit, am fost prima generație a profesorului Tomescu venit de la București, de la clinica de chirurgia urechii, și recunosc că încă un noroc pentru mine, după atâția ani de zile, să nimeresc așa o activitate profesională deosebită și așa o dragoste pentru rezidență. Pentru că totdeauna ne-au spus, trebuie să vă gândiți că examenul îl dați cu un prieten, nu cu un dușman. Și lucrurile au fost așa de frumos împletite, profesional și spiritual, încât toți, aproape toți colegii au fost extraordinar de mulțumiți și au ieșit foarte bine pregătiți din seria mea. Noi fiind și prima serie de specialiști a profesorului Tomescu la Cluj. Da, eu vă felicit și înțeleg toată plecarea pentru patologia ORL și noi ca studenți în medicină aveam impresia că rezolvăm foarte multe patologii ORL și încă sunt foarte multe zone în care medicii consideră că acoperă foarte mult din ceea ce face un orelist, dar nu e așa și ar trebui să punctăm când e cazul ca un pacient să ajungă la un specialist.
pentru că nu e o ambiție a medicului să fac, de familie să fac orice. Și noi am fost medici de familie și am avut ambiții profesionale și am făcut tot ce ne-a stat în putință să rezolvăm anumite cazuri. Dar atunci când mijloacele tehnice, pregătirea profesională depășește ceea ce are pacientul, trebuie trimis, tocmai pentru că de foarte multe ori ajung pacienți cu mult mai târziu decât ar fi cazul și mijloacele terapeutice și prognosticul este deficitar tocmai datorită faptului că nu ajung la timp. Pacienții la un specialist, în cazul nostru specialistul orele, noi venim într-o zonă cu foarte multe alergii, cu foarte multe infecții respiratorii și eu mi-aduc aminte, apropo de faptul că pe vremea dinaintea Revoluției sau imediat după au fost foarte multe probleme cu pregătirea medicilor, cu salarizarea lor. Eu am terminat facultatea în iunie-iulie, iar pentru că nu erau bani să ne plătească, ne-au integrat în stagiu clinic începând din februarie. Din februarie eu am ajuns la Crucea ca medic de familie, într-o zonă în care se extragea 80% din minereul de uraniu din țara românească, cu o patologie extrem de diversă și tumorală și extrem de multe leucemii și pe infecții respiratorii, nu mai spun. Îmi aduc aminte că în prima zi am avut 34 de copii la consultații, dar nu mai consultasem din iulie, nu pusesem stetoscopul pe un pacient până în februarie anul următor, când am avut posibilitatea, deci fără să fim plătiți în această perioadă ca absolvenți de medicină. Deci a fost o perioadă grea. Dar patologia ORL, da, patologia ORL extrem de diversă și foarte frecventă. Da. Cu ce ne confruntăm? De ce trebuie să ajungă un pacient și când trebuie să ajungă de la medicul de familie la un orelist? Deci medicul de familie îl preia, îi scrie ceva, pune un diagnostic, dar după 3-4 zile, dacă simptomele nu se ameliorează, înseamnă că există ceva mai mult. Și trebuie să se uite și un specialist acolo, pentru că zona de ORL e zonă cavitară. O zonă cavitară nu se poate investiga decât cu o anumită aparatură ca să-ți creeze mărirea zonei de examinat, nu în mărime naturală, ca să descoperi orice amănunt important. Îți trebuiește o lumină foarte bună să vezi în cavități, nu poți examina altfel. Simpla apăsare a limbii ca să examinezi, poți să pui un diagnostic rapid, dar există amănunte care de obicei nu se văd decât cu o anumită aparatură care mărește zona și îți arată amănunte de ce patologia persistă. Deci avem patologia faringiană, da? Da, care da. Constă în examinarea amigdalelor, a cavității bucale, pe care o fac și colegii noștri. Da, dar mai rămâne o zonă, rămâne zona de bază de limbă, care nu ți apare la examinarea obișnuită prin apăsarea limbii. Îți rămân zonele din spatele pilierilor care nu le poți vedea în mod obișnuit, decât dacă intervii cu anumită aparatură. Îți rămâne rinofaringele pe care nu-l poți vedea, bănuiești, se scurg secreții pe faretele faringean posterior, bănuiești, dar nu-l poți vedea decât cu o anumită investigație, adică cu o anumită aparatură. Adică legat de cavitatea bucală, da. Legat de ureche, nu mai sunt există. Și mai complicate, da, lucrurile. Deci urechea datorită mărimii nici nu mai există, cred undeva, cineva să se uite într-o ureche fără microscopie. Deci nu există decât un otoscop care mărește de 10, de 20, de 40 de ori timpanul ca să-ți deie un amănunt. Sunt otite supurate care sunt declarate liniștite. Pui mărimea, deci microscopul, și vezi granulații mici pe marginea timpanului. Urechea nu e liniștită, deși nu curge. Deci sunt foarte, foarte multe amănunte care țin de investigația clinică cu aparatură și nu numai profesională.
Da, e o specialitate spectaculoasă, este foarte multă patologie. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză și o să reluăm discuția noastră legată de patologia infecțioasă și poate că ajungem și la cea tumorală, așa cum ne-am propus ca și subiect. După o scurtă pauză revenim.